Bună ziua și bine v-am regăsit la Recrutat în Crișana. Astăzi vorbim despre o afacere care este din ce în ce mai căutată în momentul în care se apropie Ziua Națională. Este vorba de cea cu steaguri. Ca să ne povestească puțin despre acest tip de investiții, am invitat-o alături de mine pe Alexandrina Chelu. Bine ai venit! Mulțumesc de invitație! Bună dimineața! E adevărat că în această perioadă anului, înainte de 1 decembrie, sunteți foarte, foarte căutați? Da, pot să spun că este luna noastră de foc, așa am denumit-o tuturor. Luna de foc în care, efectiv, în prim plan este steagul. De când începe lumea să caute drapelul național sau să dea comenzi pentru un drapel personalizat, pentru Ziua Națională? Pentru Ziua Națională încep deja comenzile de prin octombrie. Dar noi trebuie deja să ne pregătim din vară cu stoc, pentru că în perioada aceasta chiar vin oameni ca la pâinea caldă, instituții, persoane fizice, școli, grădinițe, și ne trezim că nu facem față și atunci nu putem rămâne cu rafturile goale. Câte steaguri faceți în această perioadă? Asta să calculați cât de multe sunt drapelurile pe care le vindeți în această perioadă, în aceste câteva luni? În materie de steaguri mari, care sunt de arborat afară, nu cred că depășesc acum chiar 1000, deci de ordinul sutelor, dar în materie de drapele mici, foarte multe, chiar peste 1000, 2000 de bucăți facem în perioada aceasta. Știu că nu vă ocupați doar de vânzarea tricolorului, mai aveți și accesorii personalizate cu simboluri specifice naționalei, României, a țării. Acestea cum se vând? În funcție de comandă. Deci noi lucrăm foarte mult pe bază de comandă. Vine clientul și ne arată sigla pe care o dorește și atunci noi personalizăm. Avem de la A la Z imprimantă, presă, tot ceea ce înseamnă producție. Deci, efectiv, de la A la Z facem un steag. Începând de la stemă, țesătură, franjuri, ață, absolut tot. Și ceea ce este imprimat pe el, văd că avem aici o stemă. De unde cine o face? Unde o găsiți? De exemplu, aceasta este chiar stema regatului României, stema României Mari. Este unul dintre steagurile la care ținem foarte mult, pentru că a fost cel mai greu de executat, inclusiv la desenat. Aici, graficiana noastră, Victoria, știe foarte bine cât a muncit la el. Efectiv, noi am preluat stema în formă brută de pe internet, pentru că acolo se găsesc majoritatea stemelor, la libera luare, efectiv, dar stema noi am redesenat-o complet, de la A la Z, grafic vorbind, pentru ca să o putem utiliza fără ca nimeni să invoce drept de autor. Acest lucru îl faceți pentru toate steagurile care sunt personalizate și pentru care lumea dorește un anumit simbol? Atunci când lumea dorește un anumit simbol și ne aduce sigla, o folosim așa în stare brută cum ne-o aduce. Sau dacă trebuie modificată, cu clientul de față, la calculator. Dacă o preluăm noi de pe internet, pentru că vrem noi să facem anumite steaguri, oricum n-ar fi vorba de drept de autor în cazul stemei regale, pentru că este steagul României, dar dintr-o altă perioadă. Deci este bun public, cum este și drapelul național actual. Dar noi le redesenăm complet. V-ați gândit că va fi o afacere atât de căutată? Se vede o creștere în ultimii ani a interesului pentru tricolor? Aveți din ce în ce mai mulți clienți? A crescut, într-adevăr, ne-am și extins, inclusiv ca spațiu, pentru că am văzut că este necesar să fim mereu aproape de atelier, aproape de croitorese, pentru a le putea mereu explica, să fim lângă ele, deci niciodată nu lăsăm lucrurile nesupravegheate, pentru că vrem să iasă întotdeauna totul foarte bine și clientul să fie, în final, mulțumit de produsul finit. Ca număr de angajați? Ca număr de angajați suntem 5. Mama mea, Iuliana Chelu, este patroana, ea nu este angajată, pentru că ea tocmai ce a încheiat 37-38 de ani de muncă la teatru. Ea supraveghează munca. Ea ne supraveghează, e ca o mamă pentru noi, pentru mine chiar este. Și pentru toți angajații. Și pentru toți angajații, fiind puțin sigur că la noi domnește armonia, ne înțelegem între noi întotdeauna, chiar dacă suntem numai femei. Și e de ajuns? 5 angajați la atât, un volum de muncă atât de mare? Da, este de ajuns. Ce vreau să spun ca idee, mama mea inițial visa la un atelier de creație vestimentară pentru sărbări, carnavalul și alte ocazii. A reușit în finalul acesta să își împlinească visul, dar pe vremea aceea, 2000-2001, nu prea mergea foarte bine, pentru că odată sau de două ori pe an se închiriau costume de genul acela. Și atunci, într-o zi, cineva de la primărie care ne cunoștea pe noi ca artiști, știa că avem un atelier de croitorie și a cerut mamei mele să facă un steag. A zis, nu mai știm de unde să facem rost de un steag. Și atunci mamei mele i-a căzut fisa și a zis, bun, asta trebuie să facem. Și undeva de prin 2000
5, cam așa, am început cu steagurile, dar trebuie să recunosc că cu cât implicarea noastră ca timp, ca interes a fost mai mare, cu atât și clienții au fost mai mulțumiți și au venit din ce în ce mai mulți. Putem vorbi de un profit la un astfel de magazin? Adică un profit însemnat? Profitul nu este neapărat foarte mare. Cum îi place mamei mele să spună, decât o afacere, e mai mult o binefacere. Sigur, e perioada aceasta, înainte de 1 decembrie, când avem și noi vânzări mai mari, dar practic ne acoperă lunile cele mai grele, care sunt cele de iarnă. E adevărat că o parte din profit merge pe materia primă? Merge o parte pe materia primă sau pe ceea ce ne place nouă cel mai mult să facem, muzică. Deci noi investim în muzică. Nu găsim doar simbolurile naționale în magazinul vostru. Ce altfel de accesorii cu simboluri găsim? Noi în fiecare an vrem să venim cu câte ceva nou. Ca accesorii, ne plac foarte mult cocardele care sunt făcute de mână, brelocuri, cu România, bineînțeles, cu simbolul românesc, magneți, ia uite aici, chiar vulturul negru, foarte frumos, magneți. Am avut foarte multe comenzi cu steagul dacic. Deci, efectiv, cu simbolul dacic am avut foarte, foarte mare succes și graficiana noastră l-a redesenat complet și pe acesta. Și acum, ca o idee finală, anul acesta am venit cu o surpriză pentru cumpărătorii noștri și anume cu muzică. Am zis o să le facem cadou atunci când vor veni în magazin, în funcție de ceea ce le place mai mult. Ori colinde, pe care le cântă mama mea, așa și scrie colinde în dar, este o antologie de colinde de Crăciun, și muzică de fanfară. Și vreau să întreb dacă voi considerați că în momentul în care dați în dar astfel de CD-uri, că sprijiniți cumva spiritul acesta patriotic. Da, încercăm prin toate formele să educăm puțin oamenii, să le vorbim întotdeauna despre simbolurile naționale și când vin în magazin și avem puțin timp, încerc să le vorbesc despre aceasta, pentru că aici nu e doar vorba de fapt, ok, mergem, fluturăm steagul, fie la meci, fie la un protest, fie nu știu unde. E și totuși drapelul nostru național, trebuie să-i cunoaștem măcar simbolul. Uitați cum este, de exemplu, stema regală. Avem acel scut, avem Agvila, care în stema regală poartă coroana de oțel a lui Carol I, care acum nu se mai regăsește pe stema actuală. De asemenea, în mijloc avem scutul familiei de Hohenzollern, acela sfertuit în alb și negru, care de asemenea nu se mai regăsește pe stema actuală, dar în schimb regiunile, Transilvania, Moldova, Oltenia, Cubanatul și Țara Românească se găsesc în stemă. Și bineînțeles, toate aceste simbolistici sunt foarte interesante și îmi place să vorbesc cu oamenilor despre ele. Sau cum sunt aici leii, aceștia simbolizează iarăși unirea de la 1600. Este Când și simbol dacic. Clienți mai știu ce înseamnă aceste simboluri? Nu știu în ce măsură le cunosc, dar este vorba de o știință care este cea a heraldicii și într-adevăr este foarte interesant pentru că, în primul rând, vizual vorbind, atunci când vezi o stemă, practic ți se înfățișează istoria unui popor. Pentru că asta, de fapt, reprezintă stema. Deci voi faceți și educație cu clienții voștri. Din când în când, atunci când văd că există deschidere, pentru că noi impunem, bineînțeles, dar atunci când văd că cineva întreabă, atunci îi spun și încep să-i povestesc câte puțin. Ați avut comenzi mai ciudate? A venit cineva în magazin să ceară un steag mai special? Au venit steaguri foarte speciale, chiar și cu embleme interzise și întotdeauna luam legea pe care am pus-o în magazinul nostru și le spuneam, domnule, nu putem face această stemă pentru că legea ne interzice. Sunt anumite simboluri care sunt interzise prin lege și, sigur, chiar dacă ei le folosesc pentru evenimente culturale, ei trebuie să aibă un document că au voie să le execute, știți? Și atunci, atâta vreme cât nu-l dețin acel document, noi nu le facem, pentru că totuși putem intra în zona penalului. Atunci vă aveți grijă sau vă puneți la apărarea legii, ca să spun așa. Da, e important să o cunoașteți. Legii, pentru că, bun, legea e prima care nu trebuie încălcată, dar în al doilea rând mai este și partea morală, pentru că, de exemplu, când îmi vine un client care ar dori un mesaj defăimător pe steagul României la adresa țării, bineînțeles că voi refuza o asemenea comandă și orice altă comandă care ar putea să defăimeze numele sau tot ce ține de simbolul național. Dar majoritatea clienților vin să ceară un simplu drapel. Da, majoritatea. Le spuneți cât de mult munciți pentru o astfel de comandă? Bun, dacă ne întreabă de ce e atât de scump sau de ce prețul acesta, eventual ne justificăm puțin. Deci nu ar trebui noi neapărat să ne justificăm, dar
ținem ca clientul să știe pe ce dă banii. Și cât de mult vă ia să executați un astfel de drapel? Bun, când lucrăm în serie, bineînțeles că durează mai puțin executarea lor în serie, de exemplu steagul național, simplu. Ei, când vine stemă, când vin franjuri, când vin tot felul de alte aplicații pe steag, este mult mai complicat și durează mai mult, până la 20 de minute, un steag de genul acesta, cum este fără, cel regal. Fără partea de creație, adică dacă fără aveți deja partea de creație încheiată. Da, odată cu ce avem stema și totul în calculator, pornim imprimanta, presa, în 20-30 de minute un asemenea steag se execută. Pe partea de investiție de aparatură sau de mașini de cusut, este mare o astfel de investiție? A fost cândva mare, când eram și îndatorii, dar acum totuși simțim că recuperăm acele investiții. Da? Avem mașini de cusut, de brodat, de surfilat, toate tipurile de mașini de care avem nevoie pentru executarea steagurilor. Și nu numai steaguri, pentru că facem la o adică pentru magazinul nostru nou și costume mai complicate și avem nevoie de aparatură cât mai mare. Pe partea aceasta de costume, vă gândiți chiar la costume naționale? Da, am avut odată o comandă foarte interesantă, costumului Carol I. Și am zis mamei mele, uite, cum scăpăm de 1 decembrie, când acum e perioada noastră cea mai aglomerată în care încercăm să ne ocupăm doar de steaguri. Vreau să facem și un costum al regilor noștri, de un costum din fiecare rege pe care l-a avut țara și să le afișăm în magazinul nostru nou. Ar fi foarte interesant și ca istorie, deci să vadă oamenii. Da, este interesant. V-ați gândit așadar să mergeți de la steaguri care reprezintă România la simboluri naționale, tot la simboluri naționale, dar puțin mai necunoscute pentru cei mai mulți dintre noi. Da, până la costume, până la tot ce înseamnă practic istorie. V-ați inspirat de undeva? În momentul în care v-ați decis să deschideți un astfel de magazin de steaguri? Adică ați fost în alte orașe din țară unde poate ați văzut astfel de magazine? Sincer, nu am fost. A rămas totul la latitudinea imaginației noastre, dar bineînțeles a fost și partea artistică din noi ca familie, care a venit întotdeauna cu idei, pentru că și aceasta este o artă, este creație și țin foarte mult la acest lucru, ca fiecare produs pe care îl facem să fie o mică creație a firmei noastre. Se pretează Oradea ca un oraș al concurenței în acest domeniu? Adică dacă s-ar deschide un magazin care să vă facă o concurență, ar fi clienți pentru toată lumea? Probabil că ar fi clienți, dar probabil s-ar și înjumătăți clientela și cred că nu le-ar conveni să împartă profitul cu noi, pentru că oricum nu avem un profit mare. Calitatea contează mult în momentul în care vindeți un astfel de produs? Cel mai mult calitatea, da. Pentru că întotdeauna știm că atunci clientul va reveni la noi. Și cum alegeți materialele? Sau cum vă asigurați că sunt cele mai bune? S-a întâmplat de multe ori că a venit și materialul mai pătat, mai rărit, așa, dar l-am trimis înapoi și întotdeauna am cerut să ne vină materialul cum trebuie, chiar dacă pentru noi era o pagubă. Dar n-am vrut niciodată să lucrăm cu materiale de proastă calitate. Dacă este bine întreținut, un steag cât poate fi folosit? Cine ne întreabă referitor la durata lui de viață, am spus mereu, vă rog să-l și spălați din când în când și cu siguranță va rezista câțiva ani buni. Pentru că totuși este textil și orice material textil la un moment dat se degradează, se distruge. Și mai ales dacă este supus intemperiilor, dacă este vânt, ploaie, soare. Da, vă dați seama. Și atunci, la fel ca în cazul benerelor, se desface, se rupe, de obicei la cusături. Dacă este stema brodată pe el, aici la stemă, în margini. Deci se distruge la un moment dat și întotdeauna am spus, avem 4-5 tipuri de materiale în magazin, deci steaguri din diferite materiale. Și când știu că persoana vrea să-l țină cât mai mult și e, mă rog, capabilă să dea și un ban în plus pentru un steag care să dureze mai mult, atunci îi oferim materialul respectiv. Mătasea este cea mai comandată, într-adevăr, pentru că are și rezistență, are și ținută. E elegant, are luciu. Dar pentru exterior, la un moment dat, ea se va decolora în 2-3 ani. Dar ca să nu se decoloreze foarte puternic, le cerem clienților să îl mai spele din când în când și este ca nou. Deci v-ați gândit și la această parte de durată de viață a produsului pe care îl oferiți. Da, referitor la execuție putem da o
garanție. Dar referitor la material, nu întotdeauna, pentru că materialul nu noi îl țesem. Și atunci este puțin mai greu să ne dăm cu părerea referitor la produsul altuia, cum și este execuția, prima. Pentru execuție, cât timp dați garanție? Sau de ce e important să dați garanție pentru execuție? Deci, pentru execuție răspundem. Dacă se desface cusătura, dacă se desface stema sau apare orice problemă în ceea ce privește cusăturile care noastre, sunt pe steag, atunci noi răspundem. Și întotdeauna când s-a întâmplat să se distrugă, fie din vina noastră, fie nu, fie să nu fie din vina noastră, dar am spus întotdeauna clienților, veniți cu ele înapoi și vi le recoasem. Și s-a întâmplat de câteva ori că au revenit clienții, uitați, mi s-a desfăcut la cusătură, veniți să le refacem, cât vă plătesc? Nimic. Deci întotdeauna am făcut acest lucru. Clientul mulțumit este cea mai bună reclamă? Este și întotdeauna, chiar acum când am început cu aceste CD-uri, au spus unii clienți, să știți că lumea nu o să vă uite pentru asta, pentru că dăm niște cadouri. Înțeleg, toate firmele fac diferite promoții, dar uneori într-un magazin de steaguri poate nu te aștepți la așa ceva, te aștepți la o promoție, îți dau o cocardă, îți dau un fanion, dar un CD cu muzică e mai neașteptat. Și mai ales cu muzică națională, de fanfară, mai gustă lumea astfel, da, de atenții? Aici am făcut un colaj, imnul României am pus primul, deci sunt melodii cântate de corul armatei române, am pus și imnul regal al României, Treceți batalioane române, marșul lui Iancu, Hora Unirii, marșul vânătorilor de munte, marșul militar, Sus în deal la regiment, Pui de lei, Drum bun și Victoria. Toate acestea sunt piese de fanfară. Și în afară de imnul regal, care este mult mai vechi, dar celelalte toate sunt cântate de acest cor. Mai sunt oameni care le țin minte sau care poate au amintiri plăcute legate de aceste melodii care vin în magazinul vostru? Cu siguranță militarii. Cu siguranță ei. Ei sunt o categorie de public care revine în permanență în magazinul vostru? Da, așa este. Militarii vin foarte des la noi și mai nou și tineri. Care deci vor pentru sunt tineri totuși sportive. Sunt tineri care totuși își aduc aminte de steagul României și nu doar la 1 decembrie. Când? Atunci când joacă naționala? Când joacă naționala, când avem un meci fie de fotbal, fie de basket, atunci își mai aduce aminte tineretul de steag, dar este practic și momentul cel mai oportun în care să-și aducă aminte, pentru că sărbători naționale sunt 2-3 pe an. Și atunci, dacă joacă echipa națională de fotbal la României de mai multe ori, vă cresc și vouă vânzările. Da, oarecum. Faceți și brodare pe anumite echipamente sportive, că suntem în acest ultimul subiect? Timp, în 2-3 luni, am început și broderie. Într-adevăr, tot graficiana noastră, Vicky, se ocupă de broderie și a început să lucreze impecabil. Deci deja facem broderie. Vă specializați deja și ne specializăm și aici, pentru că am văzut că există cerință și chiar și în materie de steag. Acum chiar vrem să facem un steag regal brodat complet, ceea ce va fi extrem de greu, va dura poate mai mult de o lună jumătate, dar... Pentru un singur steag? Pentru un singur steag. În funcție de dimensiune durează mai mult, da, sau mai să puțin? Să presupunem că la o dimensiune cum e aceasta de mare, la 1,40 m x 90 m, care e dimensiunea legală de arborare. Și cât de scump poate fi un steag? De la cel mai mic la cel mai mare? Este... Deci, ultima dată când am făcut un preț pentru un steag așa mare, cred că atingea 3.000 de lei. Lumea dar trebuie sunt să se aștepte, oameni... pentru că sunt materiale care sunt scumpe și munca depusă e la fel de este, scumpă. Da. Este foarte mult timp și, într-adevăr, atâta ni s-a cerut ultima dată când am vrut să facem o broderie de acest fel. Și sunt oameni, totuși, care preferă un astfel de steag, care să fie ceva mai scump? Sunt oameni care ar da bani și pentru așa ceva. Pentru că știu că atunci îl au pe viață. Deci poate dura un steag o viață întreagă? Poate dura, da. Dacă e brodat complet, absolut. Instituțiile sunt și ele o categorie de public care revin în magazinul vostru? Da, este o categorie de public constant, pentru că vin. În general, instituțiile pun drapelul permanent și atunci se degradează într-un an, totuși vin să le refacă sau să le retușăm dacă nu sunt atât de distruse. Acum, în perioada aceasta, cred că nu a fost suficient buget și au venit mai puține instituții, școli, grădinițe, deci mult mai puține. Se resimte criza economică se și în acest domeniu? Se resimte criza, da, se resimte. În schimb, au venit mai multe persoane fizice. Tineri, copii, vârstnici, care au vrut pentru ei așa un steag. Mă refer acum strict la perioada aceasta în care cam toată lumea se aprovizionează cu un steag. Vă spuneai că vă extindeți pe partea de costume,
mai speciale. Da, am deschis un nou magazin, dar numai de 2 săptămâni, cam așa. Un magazin nou de mercerie și țesături, unde avem și o mulțime de costume deja, de epocă, pe care le-am creat noi pentru o piesă de teatru în care eu și părinții mei am fost protagoniști. Și practic, din investiția, a fost investiția noastră pentru acel spectacol și costumele sunt undeva din vremea Renașterii, făcute de pe niște picturi. Foarte, deci foarte sunt interesante. Creații proprii de ale voastre, doar după niște desene. Niște desene din vremea Renașterii, pe care le-am găsit și noi pe internet. Găsiți oameni interesați de așa ceva? Au fost câteva cerințe deja de închiriere. Sigur, poate pentru o piesă de teatru cu prinți și prințese. Da, da, au fost niște cerințe. Dar mama mea asta a visat întotdeauna și mă bucur că și-a împlinit visul și sper să mergem mai departe, chiar dacă poate nu va fi atât de profitabil ca și o firmă de steaguri sau nu va fi încă atât de cunoscut cum este deja magazinul nostru, dar în timp o să se afle despre noi, pentru că tot ceea ce facem este creație, inclusiv în materie de costume, inclusiv în materie de steaguri. Sunteți recunoscuți în partea aceasta de țară? Putem zice că în nord-vestul țării v-ați creat deja un nume? Ne-am creat deja un nume, Steaguri Oradea. Deja steaguri cu Oradea sunt puse una lângă alta, dar în materie de steaguri regale deja ne-am făcut cât de cât cunoscuți în toată țara, pentru că nu sunt multe firme care le execută și cele care le execută, le execută complet imprimat și lucrează la serie, pe când noi îl brodăm și atunci execuția este mai dificilă, mai specială și atunci... Putem să spunem că o bună parte din muncă este manuală. Da. O mare parte din muncă este manuală, da. Broderia, decuparea, tot imprimarea, deci multă, multă muncă pe el. V-a fost greu să găsiți oamenii care să lucreze, să facă un asemenea steag? Nu cred că găsim foarte multe croitorese care să facă steaguri în Oradea. Da, teoretic ar fi ușor un steag obișnuit, 3 culori, cusătură simplă, dreaptă, dar atunci când vine chestiunea creației, deja este mai complicat și avem nevoie de puțină inițiativă și de puțină imaginație din partea fiecăruia. Și atunci fiecare în această firmă avem o contribuție la fiecare steag. Și nu faceți doar steagurile României. Vă ocupați, faceți și altfel de steaguri dacă vă cere cineva. Da, facem și altfel de steaguri, desigur, și tot din inițiativa noastră. În 2011 am făcut o expoziție cu toate steagurile țărilor lumii, care a fost într-adevăr o surpriză pentru Oradea, nu se aștepta la așa ceva și mi-a plăcut când vedeam copiii cum merg și se uitau la steaguri și le plăcea foarte mult tot coloritul acesta, pentru că fiecare steag practic este fiecare țară, reprezintă câte o țară și atunci eram înconjurați de o mulțime de țări. A fost o primă expoziție în țară. Faptul că cei mici sunt uimiți de munca pe care o depuneți? Da, ne bucură mai ales. Deci eu când văd că-mi intră un copil și vrea un steguleț al României, de-abia aștept să-l ofer și gratis. Deci numai să văd că așa are să dăm mai departe acest spirit patriotic. Da, și sper simțiți că avem și lucru? Noi o vină în treaba aceasta. Sperăm, sperăm. Și... Că sunteți păstrători de tradiții naționale. Da, simțiți? Nu atât ideea ca afacere, ci efectiv ca educație în materie de heraldică, în materie de simbol național. Da, este o satisfacție. În străinătate, foarte multe dintre orașe fac inclusiv steagurile orașului respectiv. Voi vă ocupați de acest lucru? Faceți și steaguri pentru Oradea? Steagul orașului? Steagul Oradiei, da, sigur, l-am făcut și este mai nou, din ce în ce mai arborat în oraș, mai ales de când am început noi să-l executăm. Țin minte că la începutul afacerii mama de fapt a început cu steagul Oradiei, deci după acea comandă de la primărie cu steagul României, a încercat cu steagul Oradiei pentru că se apropia 12 octombrie. Și a zis mama, hai să vedem, facem stegulețe cu Oradea. Dar lumea nu știa cum arată. În vremea aceea, cât era, 2002, nu știa nimeni despre culorile care sunt ale orașului nostru. Culorile, da, da, da. Și abia după 2005 a început lumea să se obișnuiască și să facem mai vizibil steagul Oradiei. Sunt oameni care vin să ceară strict steagul orașului nostru? Da, sunt și persoane, dar foarte, foarte rar. Cu steagul Oradiei mai mult instituțiile. Dar ce a fost interesant la începutul afacerii e că mama a cerut voie unor școli, nu ca să-și facă neapărat reclamă la firmă, pentru că n-ar fi fost voie, dar
a cerut unor școli să meargă cu stegulețe ca să vorbească copiilor despre steagul Oradiei. Și mare i-a fost uimirea când a ținut într-o mână un steag al Statelor Unite și un steag al Oradiei și când a întrebat al cui acest steguleț și a arătat steagul SUA. Toți copiii spuneau Statele Unite, Statele Unite, toată lumea știa cum arată steagul și când a întrebat de celălalt, nu știa nimeni. Și au recunoscut inclusiv unii profesori că nu știau al cui este steagul respectiv și atunci mama a spus, este steagul orașului nostru. Pe care foarte puțin foarte îl cunoșteau știau, înainte cel puțin de atunci. Și ceva. Da. Acum e mai cunoscut, este mai promovat. Aveți și voi un rol? Credeți că aveți un rol în promovarea acestui steag al orașului nostru? Poate că da, zic eu că da. Poate da. Din ce în ce mai mulți copii știu acum cum arată steagul Oradei. Da, este adevărat. Mulți copii încep să știe și aici este, să zic așa, au un rol și cadrele didactice atunci când fac o acțiune cu copiii la școală și le vorbesc despre Oradea și de multe ori le mai dăm steaguri, chiar și împrumut le dăm ca să poată să-și facă activitățile. Și să le insufle celor mici, atât spiritul național cât și cel local. Da, cât și cel local, bineînțeles, pentru că în fond suntem o parte din România și avem și noi valorile noastre, steagul nostru, simbolul nostru, muzica noastră. Se îmbină bine arta cu valorile naționale, cu acest spirit patriotic? Bineînțeles, pentru că în momentul în care faci artă nu poți să nu-ți iubești țara, mai ales când tatăl meu acum, Florian Chelu, e un pic cunoscut în Oradea ca fiind un artist și el scrie muzică pe Eminescu, pe Blaga. Ei, ca să faci așa ceva îți trebuie puțin patriotism. Iubire de țară. Iubire de țară, desigur. Așa că, practic, sufletele noastre de artiști se vede inclusiv în afacerea noastră. Tu ești tânără. Ai putea avea o mulțime de oportunități de a lucra în străinătate. Această iubire de țară te ține aici sau această afacere? Sau poate și una și alta? Și una și alta, desigur. Simt că dacă tot am început, e bine să duc la bun sfârșit sau, nu de fapt, la bun sfârșit, să continui această tradiție deja de familie cu steagurile, dar și, bineînțeles, muzica tatălui meu. Aveți vreun plan de viitor din punct de vedere al magazinului de steaguri? Ca plan de viitor avem tot timpul idei. Vă spun și ce m-am gândit. Noi avem în Bihor 90 de comune. Fiecare comună are, nu neapărat un steag, dar are o stemă. Și ne-am gândit să facem, pentru că ar fi mai apropiat de județul nostru, tot o expoziție, dar cu toate stemele comunelor din Bihor. Nimeni nu a făcut până acum o inventariere a lor și... Există o inventariere de către Muzeul Țării Crișurilor, dar nu toate... De aceea n-am început încă proiectul, pentru că nu toate sunt recunoscute de Comisia de Heraldică și atunci până nu avem toate comunele în regulă cu această problemă mai și nu și-au găsit până la urmă stema, grafica și încă nu toate sunt complete, nu putem să pornim o asemenea afacere trunchiată. Trebuie ori le avem pe toate, ori mai așteptăm. Și atunci acesta ar fi planul vostru de viitor? Ar fi un plan, bineînțeles, ca idee, ca o nouă expoziție, ceva nou, ceva frumos, ceva mai specific local, deci nu neapărat toate țările lumii, că nu ne globalizăm aici, dar a fost și aceea o idee frumoasă, mai ales că s-a făcut de Ziua Europei, 9 mai. Dar ideea cu comunele o gândesc și de-abia aștept să începem investiția. Așteptăm să vedem ce iese din ea, vă urez succes și să vindeți cât mai multe steaguri, cât mai multe simboluri Mulțumim. Naționale. Mulțumim! Acum o să fie destul de dezastru la noi în magazin, va trebui să ajung cât de repede să ajut. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine. Eu vă mulțumesc de invitație. Și dumneavoastră vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de mine. Ne revedem și mâine la Recrutat în Crișana.